Mi-am găsit un loc de muncă, păreau comenzi pentru o firmă, comenzi de pizza. Și după aceea transmit informația mai departe. Adică înregistrez apelul, tai o chestie, așa, și după aia trimit. De multe ori când trebuie să scriu cu ce vrea nenea asta pizza. Și momentan n-a sunat nimeni, aștept să sune. Când sună, punem la ureche și filmăm, dar și vorbim în același timp. Primul apel. Și cum vrei să fie pizza? Ok, imediat. Numai să iau, să iau un pic să scriu. Așa. Bun. Și ce sosuri doriți? Doriți și sucuri? Ce sucuri? De care... mă scuzați. De care suc să fie? Tu nu știi că nu e bine să bei cola? Doar părerea mea. Cum? Păi, de unde știi tu că nu e bine să bei cola? Tu așa te-o învățat mamii tău să vorbești? Nu? Așa te-o învățat mamii tău să vorbești? Da, bine. Cu ce vreți să fie sosul? Ce sosuri să fie? Nu ne avem cu usturoi. Nu nici cu maioneză. Nu ne avem. Și câte pizza vreți să fie? Dar una singură nu vă puteți hotărâ? Una singură te poți hotărâ, mă! No, eu vreau pizza! Vreau o pizza cu tot fromagii și vreau o pizza din aia și din aia și din aia și din aia. O pizza la toată lumea la fel nu poți să iei? Nu, bine, de ce nu poți să iei o pizza la toată lumea? Toți aveți fețe și ficori? Vasile! Stai că îți dau imediat apel. Îți dau să vorbești cu Vasile, vezi ce bătută îți dă el ție. Prin telefon îți dă, mă! A închis. Mai sunați la noi.